Știu că m-ați întrebat, știu că mulți aveți deja trotinete Speedixman și așteptați de la mine să vă dau setările. Îmi pare rău că a durat atât. Setările oricum se găsesc și pe net, puteți să le căutați. Indiferent ce display aveți, setările sunt aceleași. Dar o să vi le spun acum și o să vi le explic cât pot de clar. Pentru a intra în meniu, apăsăm cele două butoane simultan. Avem pe 0, care înseamnă dimensiunea roții, care e setată greșit acum. Ca să modificăm, apăsăm pe butonul Power și după aia pe butonul Mod. Dăm la 9 inch pentru că asta este Speedixman 9. Avem dimensiunea de 9 inch. Ca să ieșim de aici, putem să așteptăm puțin până dispare. Intrăm înapoi în setări și avem mai departe, apăsăm pe Mod, avem P1, care este tensiunea de protecție. Tensiunea de protecție este tensiunea la care controllerul taie curentul din baterie să intre în protecție. Deci la 41,5V controllerul taie curentul. E bine să nu se modifice acea valoare. Mai departe avem P2, care înseamnă numărul de perechi de magneți. Pentru acest motor avem 15 perechi de magneți. Modificăm la 15 și lăsăm așa. P3 nu are funcție, nu se poate schimba acest unul de aici. P3 a fost lăsat așa și avem mai departe P4, care înseamnă kilometri sau mile. Avem 0 pentru kilometri și 1 pentru mile. Pe noi ne interesează kilometri, deci lăsăm pe 0 și trecem mai departe. P5 înseamnă plecare de pe loc sau plecare prin împingere. Dacă vrem să plece singură de pe loc, o dăm pe 0. Și dacă vrem să plece împingând la ea, o lăsăm pe 1. Eu o să o las pe 0 acum, să plece singur așa, de pe loc. Mai departe, la P6 avem pilotul automat. 1 înseamnă că pilotul automat este activat și 0 înseamnă că este dezactivat. Eu o să-l dau pe 0 acum pentru că nu-mi place să folosesc pilotul automat. Pilotul automat este atunci când ținem 6 secunde apăsat pe trăgat și trotineta știe atunci că trebuie să meargă cu acea viteză constant și rămâne blocat așa până când apăsăm noi încă o dată pe trăgat sau pe frână. Mie nu-mi place asta, o să-l las dezactivat. Mai departe avem P7-le, care înseamnă puterea de la plecare. Dacă o lăsăm pe 0, pleacă foarte încet. Dacă o dăm pe 1, o să plece în forță. Mai este P8, care înseamnă viteza totală a trotinetei. De aici putem limita trotineta. Dacă este 100, este beneficiați de puterea maximă, de viteza maximă pe care o are. Cu cât scădem, cu atât o să meargă mai încet. Asta depinde de voi cu cât vreți să mergeți. Și mai avem P9, care este frâna electrică. Atenție, nu lăsați frâna electrică pe nivelul 2. Puneți frâna electrică pe nivelul 1, pentru că pe nivelul 2 se poate arde foarte ușor controllerul din cauza curentului care se adună. Motorul o să funcționeze ca generator la frânare, așa că cel mai bine este pe 1.